Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Astăzi în Parlament au fost luate mai multe decizii importante pe domeniul justiției. În sfârșit s-au produs mai multe numiri pe care le așteptam de mai mult timp. În primul rând a fost votat un nou director la Centrul Național Anticorupție, un director acolo nu mai era de aproape jumătate de an. Mai mult timp am întrebat cine și când va fi numit. În sfârșit s-a produs astăzi evenimentul despre aceste numiri, dar și despre alte lucruri care se întâmplă în justiția din Republica Moldova. Discutăm cu invitații din această seară. În studio este domnul Vasile Grădinaru, deputat PAS. Bună seara! Bună seara! O așteptăm să vină și pe doamna Cristina Țărnă, avocată, fost director adjunct CNA. Iar în legătură cu noi prin Skype este domnul Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării. Bună seara! Bună seara, domnule. Vreau să începem discuțiile de la probabil cea mai importantă sau despre care a vorbit cea mai mult în presă, numire de astăzi din Parlament a noului director al CNA. Noul director al instituției este Iulian Rusu, secretar de stat până astăzi la Ministerul Justiției, anterior venind din societatea civilă. Domnul Rusu a fost numit în lipsa unui concurs, după ce a fost modificată legea și a exclus concursul pentru funcția de director al CNA. Și tocmai acest fapt a fost criticat foarte mult de opoziție, care a zis că a lipsit competiția și este rău că nu există o competiție pentru o funcție atât de importantă în procesul de luptă împotriva corupției. E de datoria cu opoziții critice, asta este un proces normal într-o democrație. Acum eu vă invit să analizăm nu doar procesul, dar și rezultatul. Ori fostul director CNA a fost ales tocmai prin concurs. Concurs trucat, cum să zic. Noi am văzut toți cum au fost date punctajele în acel concurs. Eu înțeleg, dar a fost un concurs. Nimeni nu este garantat că un alt concurs organizat nu va putea fi trucat iarăși de ceiași jucători care l-au trucat data trecută. Asta nu garantați că organizați concursuri? Noi organizăm, dar nu putem să răspundem pentru ceilalți participanți, că și opoziția fac parte din Comisia de Evaluare de Regulă. Și atunci am văzut rezultatul care l-am avut și am văzut raportul de activitate a directorului CNA și am văzut ce s-a soldat acest lucru. Ori, deși a fost numit, domnul Iulian Rusu, nu cred că are cineva sau poate avea cineva probleme față de mâna lui, nici pe domeniul competență, nici pe probleme de integritate. Iată, este o discutăm un pic mai târziu ce pretenții are opoziția față de dumneavoastră. Putem să discutăm, dar dacă noi vorbim la mod obiectiv, nu pot fi obiecții față de această persoană, pentru că cu adevărat este o persoană corectă, este o persoană integră, este o persoană cu competențe și care are curajul suficient pentru a intra în acest sistem și de a face curățenie. Așa. Întrebarea mea era legată de competiție. A existat sau nu o competiție pentru această funcție? Nu a fost un concurs organizat public, dar pe interior PAS a organizat un fel de concurs, a avut mai multe candidaturi. Ați ales dintr-o singură persoană sau ați avut mai multe candidaturi, le-ați analizat și ați luat decizia că, iată, cel mai potrivit este domnul Rusu. Apropo, dumneavoastră ați semnat pentru dumnealui. Sunteți da, eu, absolut, da. Da, noi am analizat mai multe candidaturi, desigur că cea mai potrivită ni s-a părut candidatura domnului Rusu, de ce vă spuneam, pentru că despre asta a vorbit și experiența lui și tot ceea ce cum s-a prezentat dumnealui și după curajul de care a dat dovadă dumnealui și multe alte chestii. Pentru că inclusiv și în discuțiile din comisie, inclusiv și în Parlament, a dat dovadă de un curaj deosebit de care cu siguranță va avea nevoie cel care va merge la CNA. Puteți să ne spuneți câți candidați ați avut și dacă este adevărat zvonul care a circulat că ați avut în calcul inclusiv un candidat din Ucraina? Nu. A fost, cel puțin din cei ce cunosc eu, la discuții la care am participat eu, nu au fost mai mult de trei candidați și nu au fost cetățeni. Trei concomitent sau trei pe rând? Am avut mai întâi un candidat, am discutat și... Haideți să nu punem în situație nici astăzi... candidatul, nici nu, acest eu candidat. Eu cred că acum deja este cazul să ne ziceți, ca să ne dăm seama cum are loc procesul de selecție în interior, pentru astfel de funcții în interiorul partidului de guvernare, pentru că
Ați exclus concursul public. Eu sunt adeptă concursurilor. Oricine trebuie să aibă șansa să poată ajunge într-o funcție importantă. Important este să înțelegem dacă pe interior ați făcut o selecție. Și cred că este cazul să ne ziceți deja post factum. Am avut 3 candidați, unul venea de acolo, altul de dincolo. N-o să vă pot, să vă bucur să vă spun cine au fost candidații, dar procedura a fost cam în felul următor. Deci fiecare din membrii comisiei și nu doar din toți cei care au putut propune anumite candidaturi pertinente pentru această funcție, care ar fi întrunit și condițiile de formă și cele de fond, au făcut aceste propuneri. Noi am selectat după principiul de eligibilitate, după care am avut discuții și am identificat candidatul cel mai bun pe care l-am propus. Domnul Grigor, deocamdată vreau să ne oprim la subiectul legat de concurs și dacă e bine că n-a fost concursul sau nu. Întrebarea este una conceptuală. În primul rând, dacă mai avem nevoie de CNA, dacă CNA mai devine o șansă, sau trebuie această instituție lichidată pentru că a servit drept instrument principal în ocuparea preferențială pentru rezultatea de culpă. În tandem cu grupurile criminale care conduceau procuratura de corupție și etc. Eu cunosc pe Iulian Dimățan, este o persoană integră, onestă, este un bun jurist. Neajunsul dumnealui este că nu este penalist, ci nu are experiență până în urmărire de mare, nici în fel. Cu toate acestea, dumnealui revin niște calități managerare, sarcini managerare în această instituție, de a o curăți, în primul rând, de persoane de compromise, care sunt foarte multe de altfel. Și dacă acest lucru nu va fi inițiat și cu altă multe manitete, acum, din păcate, mă gândesc eu că ar putea să ieșuieze în vederea contribuției, aducți unii contribuții la reformarea sistemului urmării de canale. Cam asta sunt îngrijorările noastre la moment. S-a vorbit în campanie electorală despre necesitatea lichidării CNA, este scris în programul electoral, însă vedem că la moment atitudinea este altă. Și, din păcate, nu înțelegem care este direcția strategică în sensul reformării acestei instituții, curățirii acestor instituții, complexul instituției ai procuraturii, care, de fiecare, au fost instrumentul principal de zăparea preferențială pentru organizația criminală plătă. Și foarte mulți procurori, ofițeri de urmări de penală, care astăzi merg la perchezii în instituții, arestează, fac arestează sau gândiți să reține sonore, care le vedem la televizor, au făcut parte din acel grup sau organizație criminală, care și-a făcut joc de Republica Moldova. Lucru care tare, tare de interesează și ridică multe semnele pe ele. Da. Subiectul pe care l-a atins, a început să-l atingă domnul Gligor legat de fapt în general, dacă conceptual mai avem nevoie de acest CNA, vreau să-l abordăm un pic mai târziu. Acum vreau să mai rămânem un pic la domnul Rusu. Opoziția nu vrea să vină la noi la emisiune, nu știu de ce, în continuare. Deja avem mai bine de un an de zile de când reprezentanții Partidului Șor și Partidului Socialiștilor nu participă la emisiunile noastre, dar asta nu înseamnă că nu luăm în calcul ce opiniile lor exprimate în Parlament. Am ascultat astăzi obiecțiile pe care le-au exprimat cei din Partidul Socialiștilor față de candidatura lui Iulian Rusu. Vreau să privim câteva fragmente din aceste declarații și după asta să discutăm despre aceste temeri pe care ei le exprimă legate de ce va face domnul Rusu în momentul în care va veni la șefia CNA. Că Parlamentul a fost în vacanță, când anume a avut loc concursul, câți candidați au participat la acest concurs? Se pare că vacanța a alterat și memoria unora dintre colegii noștri. Ați uitat că legea a fost modificată, respectiv, conform articolului 8 din legea cu privire la Centrul Național Anticorupție, directorul Centrului Național Anticorupție se numește de către Parlament la inițiativa a cel puțin 20 de deputați.
Rusul va fi un terminator sau lichidator sau reformator, cum, care sarcina a spus în fața dumnealui? Stimate domnule deputat, am să accept complimentul de terminator, dar nu în sens de organizație, dar în sens de corupție, care este în CNA și în organele de drept și în sistemul justiției la general. Am revenit în studio, am ascultat care au fost obiecțiile exprimate de opoziție față de domnul Rusu. Deci, concursul, una, pe de o parte, faptul dacă va fi terminator, lichidator, reformator sau dirijor de show-uri, o altă întrebare. Asta probabil e în contextul și ce urmează să se întâmple cu instituția. Și o altă obiecție pe care a exprimat-o cei din opoziție ține de o posibilă legătură pornind de la corespondența pe care a avut-o Iulian Rusu cu fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Mărari. Care din aceste obiecții ale opoziției trebuie luat în calcul și trebuie să trezească îngrijorări sau nu? Între timp o soltăm pe doamna, pe doamna Țărnă, care a venit, a ajuns în studio. Bună seara! Bună! S-aude sau microfonie? Eu microfonie, pentru că probabil l-am pierdut între timp pe domnul Gligor. Ce trebuie? Va îngrijora ceva din astea? Ați luat în calcul toate aceste lucruri pe care, despre care a vorbit opoziția astăzi în plen? Eu vreau să vă spun, când a discutat în partid? Eu vreau să vă spun că noi ne bucurăm în Parlament de o opoziție foarte inventivă și atunci când nu are vreun cusur să-i găsească candidatul, începe a inventa fel de fel de istorie, istorie oare, pentru că îți dă bine la televiziunile la care ei le controlează. Desigur, toate aceste show-uri de doi bani nu prind, n-au nimic comun cu realitatea și desigur că nu și-au locul să fie atras atenția asupra lor, pentru că nu au nicio relevanță. Deci, adică, dumneavoastră aveți siguranță că nu există nicio problemă de integritate în privința domnului Rusu? Absolut sigur. L-ați întrebat despre relațiile sau, mă rog, colaborarea pe care ar fi avut-o cu fostul șef de la Procuratura Anticorupție? Sigur că am discutat, dar ați văzut și în plen a fost această întrebare și dumnealui a spus că toate aceste lucruri au fost strict instituționale și nu au avut nicio conotație secretă sau alte chestii ascunse și mai departe. În acea perioadă, dumnealui activa într-un ONG, într-o organizație non-guvernamentală și toate aceste întrebări care au fost puse au fost strict la faptul dacă era intimidat, nu era intimidat, dacă strict întrebări procesuale, nu neapărat pe conținut, pe un dosar sau altul sau mai știu eu. Deci nu are nicio legătură una cu alta. Și... Doamna Țărnă, dumneavoastră ați întârziat? Dar întrebarea se rezolvă. Atunci așteptăm să se rezolve problema. Avem legătura cu domnul Gligor? Putem să discutăm cu domnul Gligor într-un timp? Aveți, vă ascult cu mare atenție. Vorbeam despre obiecțiile opoziției față de domnul Rusu. Și întrebările, ce fel de director va fi acolo la CNA? Dacă va fi unul dintre cei care se duce să lichideze, să reformeze sau să dirigeze show-uri în această instituție. Dumneavoastră ziceți că o cunoașteți de mulți ani, de mulți ani pe domnul Rusu. Ce credeți că îi se potrivește? Doamna Țăinan este o persoană principală. Întrebarea este în altceva. Acest sistem a digerat foarte mulți oameni și i-a distrus, dacă vreți. Ce fel de director CNA va fi domnul Rusu, noi vom înțelege după schimbările și numirile în funcțiile cheie. Adjuncții, șeful direcției generale, urmărire penală. Și atunci ne vom da seama dacă sistemul va încerca să-l folosească pe Iulian în postură de fațada unor schimbări sistemul urmăririi penale, sau cu adevărat vor surveni anumite schimbări. Dacă noi ne uităm la Procuratura Anticorupție și PCCOX, numerele care au fost făcute în ultima jumătate de an, și dacă ne uităm la, facem o traseologie, facem o analiză a persoanelor care au fost numite în funcție, se creează impresia că au fost numite niște persoane cel puțin în funcțiile de procurori șefi, de fațadă mai degrabă. Și ei au anumite conexiuni cu
a actualul procuror general adjunct Viorel Morani. Și în acest context se creează impresia că schimbările sunt de formă și nu de conținut. Îngrijorările noastre cu privire la ceea ce se întâmplă în sistemul procuraturii, sistemul judecătorii, promovările, confirmările care au fost făcute, sunt mari. Cât privește pe Iulian, faptul că îl cunosc de mulți ani, mă face să cred că totuși va face un efort, va depune un efort maxim pentru a numi în funcțiile cheie din am de vedere funcție din cadrul CNA, oameni integri, oameni care își vor onora obligațiile de serviciu în sensul respectării și aplicării legii. Dar nu știu dacă are din ce alege și nu știu dacă asta va fi posibil. Vom vedea în timp. Noi nu dacă va avea alege, de unde? Din interiorul instituției? Adică de unde, de fapt, trebuie domnul Rusu să-și aleagă echipa cu care să meargă înainte? Eu nu știu. Dumnealui a promis de altfel că o să facă curățenie acolo, da? Păi, iată, după felul în care se va face curățenie și cine va pleca și cine va rămâne, noi să judecăm calitatea schimbărilor. Repet, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an, nu ne dau nouă temeri să credem într-o schimbare reală. Da, se creează o impresie de o luptă acerbă între anumite grupuri de influență, activitatea procuraturii bate pasul pe loc, am mai multe informații despre tot felul de procese, nu este cazul să vorbim despre asta acum, dar premizele de a crede că se produce o reformă și se are o schimbare și există o viziune strategică cu privire la ce este această justiție, repet, după calitatea numirilor și calitatea dosarelor care s-au produs în plan perioadă, nu avem temei să credem aceste lucruri. Acum, numirea lui Iulian, repet, este o persoană integră, este o persoană competentă, este o persoană onestă și eu sper foarte mult că va face față acestei provocări, pentru că este o provocare cu adevărat foarte serioasă. Doamna Țern, sper că s-a rezolvat problema cu microfonul. Pare că da. Da. Dumneavoastră ați activat în cadrul CNA, ați fost director adjunct. Probabil că mai bine decât alții puteți să vă dați seama, se poate face curățenie acolo, domnul Rusu, știind problemele pe care le are această instituție, un trecut în care a avut păcate instituția în colaborare cu politicul. Și nu foarte mult s-au schimbat, de fapt, lucrurile acolo, oamenii nu foarte mult s-au schimbat din acea instituție, din perioada lui Plahotniuc. Domnul Rusu, va putea să facă față, să câștige războiul cu sistemul? Și cum? De unul singur nu cred că o să reușească să facă acest lucru. Știu cu siguranță că în CNA există mult profesioniști buni, de valoare. În general, oameni mai bine pregătiți în domeniul respectiv, în afara CNA-ului, nu prea sunt. În care domeniu? În domeniul anticorupție. Deci specialiști care să se descurce mai bine, e greu să-i găsești în afară. Haideți să ne uităm la ANI. Autoritatea Națională de Integritate, care până acum nu-și poate suplini nu știu câte acolo vreo 20 de funcții de inspector de integritate ani la rând. Da, dacă vrea. De ce? De ce? Pentru că, bine, și chiar și dacă ne uităm la cei mai buni inspectori de integritate la ANI, sunt foști angajați ai CNA. Eu asta încerc să spun că la noi piața muncii nu are o ofertă foarte mare. Problema CNA-ului, problema pe care o percepe publicul a CNA-ului, este lipsa profesioniștilor sau lipsa integrității? Eu asta încercam să spun că la capitolul există să alegi din exterior este foarte greu. Nu zic că este imposibil, dar să alegi din exterior este foarte greu. Să aduci oameni noi, trebuie să-i crești ca să învețe. Deci, capacitatea de a lucra există în CNA, eu vă spun cu toată responsabilitatea, însă cu siguranță este nevoie să se facă o curățenie. O curățenie să-i dai pe toți afară, nu e real să aduci în loc pe altcineva. La fel ca și cu sistemul judecătoresc. Îi dăm azi afară pe toți judecătorii, mâine nu o să aibă cine să lucreze, fiindcă nu avem de unde lua judecători. La fel și la CNA. Că trebuie de făcut o purificare pe interior, absolut, cu siguranță. Sunt oameni și eu sunt convinsă că pe interior se știe foarte bine. La fel că și în rândul judecătorilor și a procurorilor se știu ăștia care iau mită și ăștia care duc
Dolce Vita, da? În principiu se știe. Eu cred că o persoană cheie pentru domnul Rusu va fi să-și găsească un bun șef la Serviciul de Securitate Internă. Asta este foarte important, pentru că CNA, spre deosebire de alte instituții, are un instrumentariu destul de dezvoltat pe aprecierea integrității angajaților. Că s-a vrut sau nu s-a vrut să se umble la el, din momentul în care directorii, cel puțin anterior, erau numiți mai mult în funcție de niște din perspectivă politică, da? Și trebuiau să aibă grijă de ai lor și trebuiau să aibă grijă să nu aibă probleme ăștia din partidul pe care cumva îl reprezentau sau cu care avea conexiuni. Și respectiv și Securitatea Internă nu prea putea să facă probleme celor care erau comozi. Iar cel mai ușor te înțelegi cu oamenii care au deja anumite probleme și asta nu este un secret. Deci cei mai ușor controlabili sunt oamenii șantajabili. Și această informație... Pentru oricine vine să conducă o instituție și el evident trebuie să livreze niște rezultate, iar curățenia în sistem nu este o livrabilă pe care o așteaptă publicul, oamenii așteaptă... Sare de corupție. Exact. Deci faptul că îți faci curățenia este treaba ta, noi așteptăm să livrezi rezultate pentru public. Și atunci cine îți poate livra cele mai bune, rezultate depinde, decât cei care... Depinde ce... pentru mine contează foarte mult... știți, multă lume se întreabă, bine, ce a fost ieri, când au fost reținuți 13 noi ajungem să și așa mai departe. Da. Nu, înțeleg. Sunt semne de întrebare. Are tentă politică sau nu? Deci CNA-ul pe bune, nu CNA, nu e operațiunea CNA, procurorii pe bune s-au simțit în sfârșit descătușați și cumva încrezători? Sau asistăm la o nouă reglare de control la nivel politic sau o altă mișcare politică? Sigur că am vrea să ne uităm cu încredere. Eu cred că am putea să apreciem ce a fost de fapt la prima ocazie atunci când vom vedea, când reprezentanții PAS din cadrul guvernării vor fi protagoniștii unor scandaluri de corupție, să vedem dacă CNA se va lucra la moment sau observație. Va aștepta să treacă timp. Observație. Astăzi, în plenul Parlamentului, domnul Lian Carp s-a adresat către domnul Rusu și a spus, indiferent de culoare politică și ce arbă paște, toți trebuie să fie tratați la fel, așa că dacă aveți prieteni în această sală, uitați de ei. Adică, aveți independență totală. Asta a fost mesajul pe care domnul Lilian Carp l-a transmis noului director CNA. Pe de altă parte, domnul Rusu și-a primit mandatul de mâinile, clar de mâinile unui partid politic, care clar l-a ales, clar l-a numit, n-a avut alte voturi decât voturile PAS. Declarația sună frumos. Acum e vorba despre o chestie deja mai, cum să zic, psihologică. Cât de independent poți să fii ca să-ți permiți să pornești dosare penale, bun, nu pe un primar din PAS, cred că asta o să fie mai ușor, dar pe figuri importante din PAS dacă descoperi că sunt implicați în scheme de corupție. Legea-i permite. Când am început... Legea-i permite să fie total independent. Legea-i permite, evident. Noi acum vorbeam despre confort psihologic, știind cine te-a propus și te-a înaintat. Trebuie să fii recunoscător pentru această funcție unui partid, sigur că vreau să discutăm un pic despre asta. Haideți, eu nu am motive să mă îndoiesc de faptul că Iulian este o persoană care... va ști să procedeze corect. Eu nu mă îndoiesc că Iulian are porniri bune. Eu nu știu dacă n-o să se încerce să-i se dea peste mâini, pe sub masă, pentru că normal că nu la televizor... Să-i dea cine peste mâini? Politicul? Politicul, da, evident. Politicul, ce zice? Da. De asta am început discuția despre domnul Rusu, spunând despre el că este om curajos. Curajul este mai greu într-un concurs să-l apreciez, dar care este foarte important pentru funcția unde el merge. Pentru că eu am avut posibilitatea să analizez această candidatură și din punct de vedere subiectiv și obiectiv și așa mai departe. Și să avem mai multe discuții pe această candidatură. Și de asta am spus că este important să aibă curaj, pentru că într-adevăr va merge într-un sistem ostil lui și desigur că este foarte mult de muncă și la CV-ul, capacitățile și calitățile dumnealui
și-ar putut dobândi un alt job mult mai simplu, mult mai ușor și mult mai bine plătit. De acord. Dar vreau să ziceți că se duce într-un sistem care o să fie ostil. Eu, de exemplu, nu sunt atât de sigur că acel sistem va încerca să fie ostil. Poate da, nici, în etapa a doua. Mi se pare că în prima etapă acest sistem va trebui să fie, va încerca să fie foarte, foarte prietenos, prietenos, deschis spre colaborare, de a îl deservi. Este foarte ușor să vii să-l susții pe un conducător care are porniri bune, corecte și mai departe, dacă tu ești de ce ești calitate și dacă tu ai aceleași deprinderi și dacă ești cu aceeași intenție. Și o să fie foarte complicat împotriva voinței tale să faci aceste lucruri. Pentru că spuneați mai devreme despre curățenie din sistem. Da? Da. Ce înseamnă curățenia din sistem? Vreau să discutăm după o scurtă pauză de publicitate despre curățenia în sistem și despre sistemul care simte mai bine decât oricine cum trebuie să se comporte cu oricine vine în fruntea sistemului. Pentru că dacă observați, șefii de instituții se schimbă. Lucrurile instituției nu se schimbă. Înseamnă că sistemul ăsta este oarecum hameleon. El știe să se adapteze. Asta după publicitate. Vreme trece, vreme vine, toate svechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Cine călăul? Ce contează? Justiția e calmă, ea retează. O noapte am trăit cu o fantomă, era justiția fantastică aromă. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Noi mereu le-am suportat pe toate, ducă să dezastrele de dura. Dar de ce în plină libertate, cea mai mare să devină ura? Dosарele X cu Cătălин Горя. Как просто обрести свободу? Не врать, не спорить и не лезть. Из кожи каждому в угоду не знать ни зависть и не лезть. И сторониться людных сборищ и поминутно понимать, что драгоценней всех сокровищ лишь то, чего нельзя отнять.
Vreme trece, vreme vine, toate vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agenda Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și... Am revenit în studio, continuăm discuțiile despre numirile care s-au produs astăzi în Parlament. Discutam înainte de pauză despre numirea noului director la Centrul Național Anticorupție. Domnul Ilan Rusu, fost secretar de stat la Ministerul Justiției, a fost numit în această funcție. Înainte de pauză, domnul Grădinaru, vorbeați despre ce urmează să se întâmple în instituție. Da, normal. Da, normal și noi, urmează... noi ziceam despre faptul că sistemul de regulă este gata să deservească pe cei care se află și la guvernare și la conducerea instituției și ei se adaptează. E nouă problemă cu asta. Indiferent ce trebuie să facă, ei sunt gata să servească. Cei care sunt corecți, desigur că vor fi gata să susțină noile intenții corecte ale noii conduceri. Cei care au fost deprinși până acum să activeze altfel decât scrie legea, desigur că vor fi ostili acestui nou director, pentru că societatea știe și dumneavoastră ați prezentat nouă dată situația în presă în care se vindeau dosare, se organizau diverse acțiuni care erau comercializate și tranzacționate pentru bani. Și acești oameni care au făcut acest lucru ani în șir, acum peste noapte nu o să schimbe. Asta este evident. Și respectiv acești oameni fie va trebui să plece, fie vor opune o anumită rezistență noului conducător, dar eu sper că ca să conștientizeze că lucrurile se schimbă și să meargă în direcția care trebuie. Doi, desigur că va avea nevoie să facă o inventarire a tuturor dosarelor care sunt acolo, pentru că desigur că sunt dosare de ani de zile care stau și așteaptă rândul, care nu s-au întâmplat nimic, deși s-au putut să facă anumite acțiuni procesuale și nu s-au întâmplat. Sau din vari motive s-au întâmplat sau din contră au fost înfăptuite anumite acțiuni care nu trebuiau să se întâmple și așa mai departe. Și iată, tot lucrul ăsta va trebui evaluat și ca să înceapă de la o nouă etapă, astfel încât să fie într-adevăr documentate doar acele acțiuni care sunt neapărat sau constitui sau există bănuiri rezonabile că ar fi anumite infracțiuni. Și nu ceea ce ați spus mai devreme la comandă sau estorcare de bani sau mai știu eu. Acum, ceea ce vorbeam despre colectivul care este acolo. Eu tind să cred că acolo este un colectiv competent, pentru că acolo și grila de salarizare este mai mare. Acolo, dacă eu știu bine, sunt mai bine plătiți decât în alte instituții comparativ la CNH, de ce, desigur că acolo sunt destul de buni ca și competență. Nu am auzit cineva vreodată să aibă pretenții față de competența lor. Eu am auzit despre faptul că există multă corupție. Păi, tocmai asta și am vrut să spun. De asta am început cu curajul, de asta am început despre intenții, pentru că este foarte important ca aceste cunoștințe să fie bine direcționate, adică să meargă în folosul exercitării funcției și nu în alte scopuri decât cele care prevăd legea. De asta tind să cred că totuși domnul Rusu va găsi în acest sistem și din ce am discutat noi cu el la o primă etapă despre cum vede el adjuncții, ne-a comunicat că ar prefera să identifice oameni din sistem. Din sistem de unde? Din interiorul CNA-ului? Din interiorul CNA-ului. Și-ar dori mult. Desigur că dacă nu o să găsească, va fi în situația în care să caute din exterior, dar și-a manifestat dorința de a identifica din interior și desigur că va avea destul de mult de muncă împreună cu ei ca să reușească să facă acest lucru. Mi-e place noțiunea de memorie instituțională. Ea este foarte încărcată simbolic în Republica Moldova. Acum, dumneavoastră, spuneți mai devreme despre conducători, că s-au schimbat conducători. Dar să vă întreb legat de acești adjuncți, pentru că circulă niște zvonuri, este adevărat că ar putea veni, dacă ați auzit, în funcție de vicedirector la CNA, fostul procuror Eugen Rurac? Nu am discutat cu Iulian Rusu, nu am auzit asemenea zvonuri și nici nu cred că s-ar fi putut, pentru că spuneați mai devreme dacă domnul Rusu este gata să meargă inclusiv împotriva deputaților PAS eventual care l-au delegat. Și vreau să vă spun că l-am pus în această situație inclusiv pe domnul Iulian Rusu, o să deschid acum parantezele, inclusiv la Comisia Juridică l-am pus în situația în care l-am întrebat destul de serios și am spus: domnul Rusu, uite, sunteți în comisia în care aveți șansă să nu fiți numiți. Și spuneți-mi, vă rog, puteți aveți o situație în care un deputat PAS este bănuit de săvârșirea unei infracțiuni. Ce faceți dumneavoastră?
Zic, dar țineți cont că s-ar putea să nu obțineți voturile inclusiv aici în comisie și în Parlament. L-ați confruntat teoretic. Teoretic, sigur că da. Acum, noi am fost destul de sinceri cu el, așa cum am fost și cu procuror general și am spus-o și în televiziune, la televiziune, am spus-o și la tribuna Parlamentului odată și i-am garantat acest lucru. Că noi îl vom lăsa să-și facă munca independent și corect. Și spuneam, mă face să cred că o va face acest lucru dintr-un simplu motiv. Cu capacitățile, cu experiența și cu calitățile dumnealui, el ușor poate să-și găsească job în altă parte mai mare și să nu pretindă la bani murdari. Noi tot putem să ne găsim job și în altă parte. Asta nu e... Da, păi, ca să... nu știu dacă asta e neapărat criteriu. Multă lume își poate găsi joburi în diferite locuri. Asta nu înseamnă că dacă ești căutat în alte locuri, ești indispensabil într-un loc anume. Eu cred că... Ca să faci schimbare în această instituție, poți să pornești să o faci luându-ți ca adjuncție, adică managementul, asigurându-ți-l din acel sistem? Depinde despre cine vorbim. Nu este corupt fiecare angajat cine. Nu e vorba despre faptul că fiecare este corupt. Sunt persoane competente și persoane oneste în acel sistem. Că întotdeauna promovările au depins, desigur că de bunăvoința șefului și domnul Rusu nu-i cunoaște pe majoritatea. Ori, eu nu știu în general pe câți el îi știe. Și e foarte simplu la nivel teoretic să spui că domnul Rusu o să-i dea afară pe ăștia corupți și nu o să le dea voie să lucreze cum au lucrat mai înainte. Sunt foarte mulți, sau că el va revizui dosarele. Apar mai multe semne de întrebare. Domnul Rusu nu are funcție procesuală. Funcția director nu este o funcție procesuală. În dosare, acces are, nu directorul, dar procurorul. Deci organul de urmărire penală și fiecare ofițer de urmărire penală are independența sa procesuală. Dacă directorul cheamă cu lista dosarelor la dânsul, deja o să apară întrebări la imixtiunea directorului nepotrivită în felul în care merg anchetele penale. Adică, de fapt, ce trebuie să ne așteptăm de la acest director? Că va fi curat în instituție, că contează vor fi numărul necesar de cadre? Eu asigur, nu scrie la nimeni în frunte că el este corupt. Și, în general, în CNA, persoanele sunt bine instruite, bine educate. Ei sunt foarte plăcuți în comunicare, din perspectiva faptului că tu nu vorbești cu proștii. Tu vorbești, tu ai în față oameni inteligenți. Plăcut în sens pentru domnul Rus, care este un intelectual, el o să găsească acolo foarte multe persoane care agreabile în discuții. Și se poate crea impresia falsă că, deși aparent este o să pară agreabil, nu înseamnă neapărat că este și onest. De asta și ziceam, prima și cea mai importantă funcție. Deci sunt două numiri foarte importante în această instituție. Adjuncții și șeful la securitate internă. Fiindcă și există persoane care își cunosc care situația pe interior. Există persoane care o să poată acumula informații. În general, să documentez corupția săvârșită de un ofițer care profesia căruia este lupta corupție, credeți-mă, e foarte greu. Să documentezi acte de corupție nu este ușor, însă îl documentezi pe cineva care în pâinea lui de toată ziua este să documentezi corupția, este mult mai greu. De asta, este foarte ușor altceva să faci. Lipsa de acțiune și de voință. Eu vreau să vă spun că eu am fost în comisia de evaluare a procurorilor. Există în privința cui? Acțiune și voință în privința căror tipuri de subiecte? Nu, de acțiune din partea persoane care angajat la CNA, care trebuie să întreprindă anumite măsuri. Pentru că vă spuneam mai devreme că în cadrul comisiei de evaluare a directorului CNA, fostului director CNA, deci cea mai mare problemă ridicată de ei era conlucrarea cu Procuratura Anticorupție. E adevărat și asta domnul Rus totul să-și dea seama. El deja este conștient despre acest lucru, dar dumnealui ne-a spus că vede anumite intenții în Procuratura Anticorupție de a îmbunătăți lucrurile și speră într-o conlucrare eficientă. Acum ce am vrut eu să spun? Că nu este neapărat ca domnul Rusu să meargă să verifice toate dosarele. Este foarte ușor să comunici cu... În general nu trebuie să verifice dosarele. Păi da, sigur, pentru că vrei, nu vrei, atunci se va vedea o conlucrare sau o neoconlucrare între aceste două entități. Și neapărat apare acest conflict sau această dispută unde se vede clar cine... Pentru că procurorii anticorupției tind întotdeauna să spună că nu e adevărat, că iată angajații CNA nu își execută obligațiile, iar angajații CNA spun că sunt legate mâine de către procurorii anticorupției. Atunci venise și ideea de a reforma cele două instituții și de a înțelege ce faci cu ele. Domnul Grădinaru. Că să nu-și calce pe competențe. Exact. Primul lucru care ar trebui să-l fac
să facă director CEAN sau conducerea CEAN este să înțeleagă principiile pe care se construiește conlucrarea între aceste două instituții. Ele sunt două verigi de același lanț. Deci scoateți oricare din această verigă, nu va fi... CNA-ul nu poate funcționa fără Procuratura Anticorupție și Procuratura Anticorupție nu poate funcționa fără CNA. Ei depind între ei. Însă felul în care au fost create conexiunile între aceste două verigi creează deficiențe în comunicare. Ele sunt instituționalizate, dacă vreți. Nu atât de mult depinde de voința, bunăvoința oamenilor de acolo. Parțial, această problemă a fost generată prin niște reforme necoordonate. Ele au fost reformate cândva pe rând, atât CNA, cât și Procuratura în general și partea reformei Procuraturii, Procuraturile specializate. Deci Procuratura Anticorupție în momentul în care s-a reformat nu a ținut cont de competențele pe care le are CNA-ul și de ideea de reformă care a existat în CNA anterior. De asta ei își calcă permanent pe coadă, nu din cauza că sunt oameni răi sau care vor sau nu vor ceva. Așa sunt construite competențele la moment, că ei o să se calce pe coadă și nivelul de ostilitate tot timpul o să fie destul de mare, până când această problemă nu va fi rezolvată la nivel logic. Și răspunsul nu stă neapărat în comasarea acestor instituții, fiindcă aici o să apară o altă mare problemă. În CNA există prevenire analitică, există blocul de combatere. Blocul de combatere conține organul de urmărire penală și ofițerii de investigație. Ofițerii de investigație fac două lucruri. Ei caută informații despre noi infracțiuni și lucrează pe dosarele pe care deja au fost depistate infracțiunile. Procuratura lucrează întotdeauna din perspectiva informații dosarului care îl are. Procuratura nu lucrează pe dosarele pe care nu le știe. Deci în comasarea CNA cu Procuratura Anticorupție, dacă se examinează asta până la urmă, o să aibă, problema o să apară nu numai ce o să fac prevenirea. Nu este clar ce o să se întâmple cu lucrătorii operativi care nu o să poată să caute proactiv informații, fiindcă asta nu este o funcție specifică procuraturii. Iar dacă i-o dai, ei devine un instrument foarte periculos și care va fi criticat de către... Foarte, foarte tehnici. Tare mă tem că multă lume începe să nu ne înțeleagă despre ce vorbim, dar am să rog totuși, rămânând la acest subiect, să ne spuneți domnul Grădinaru. Până la urmă, noi să înțelegem, politicul știe ce vrea să facă cu această instituție, pentru că 4 luni de zile mesajul era de la politic că urmează o reformă. Instituția asta urmează să se întâmple ceva cu dânsa, nu știm ce, dar ceva urmează să se întâmple. După care s-a luat decizia că numim un nou director. Adică, înțelegem, l-ați numit pe domnul Rusu pe 5 ani de zile. 5 ani de zile va sta în funcție. Este greu să faci reforme la toate sistemele concomitent la care sunt în Republica Moldova și toate sistemele de drepturi. Sunt de acord, absolut. Da, sunt absolut de acord cu noastră. Dar noi avem o situație în care am început cu reformarea domeniului procuraturii și a judecătorii și a sistemului judecătoresc și respectiv, dacă începem și cu CNA-ul și cu toate la oaltă, este foarte dificil. 1. 2. Totodată avem nevoie și de instituții funcționale, pentru că nu trebuie să uitați că în momentul în care noi începem această procedură, acest lucru s-a testat, iată, și pe evaluarea procurorilor și judecătorilor. Este o procedură mai îndelungată, dar până atunci instituția trebuie să devină funcțională. Trebuie. Iar noi am avut o realitate cu un director care l-am avut și cu rezultatele care le-am avut. Dar noi ce o să facem? Și... O să, în timp ce o să evaluăm procurorii, judecătorii, tot ce trebuie să facă ăștia, o să facă ce ne-au? Competențele sunt diferite. Apropo, dar de ce nu a fost inclus la vetic ce ne-au? Atunci când 2-3 oameni fac toate reformele, nu le pot face pe toate concomitent. Asta e clar. De asta nu 2-3 oameni trebuie să facă, trebuie atrași profesioniști pe diferite domenii, 1, și 2, trebuie create în sfârșit platforme de consultări publice, în special cu oamenii, cu specialiștii din aceste domenii. Atât timp cât PAS nu va face acest lucru și va concentra toate reformele mâine la 2-3 oameni, o să stăm și o să așteptăm la rând o reformă după alta și nu neapărat, și măcar dacă am avea certitudinea că acești 2-3 oameni, pe bune știu ce fac, fiindcă eu am mari dubii că ei până la urmă știu ce fac. Eu înțeleg că intențiile sunt bune, eu nu mă îndoiesc. Dar eu am foarte mari dubii referitor la competențele în toate domeniile. Dumneavoastră puteți să aveți dubii, dar noi am văzut ce s-a întâmplat până acum, inclusiv când dumneavoastră ați fost în sistem. Dar acum noi avem o altă abordare și noi o să o ducem până la capăt. Da, poate nu atât de repede cât v-ați așteptat dumneavoastră personal sau altcineva. Aveți un pic de răbdare să mă exprim. Și vă spun acum. Noi o să ducem lucrul până la capăt. Acum, dacă ați citit legea cu privire la prevetting, probabil că ați văzut
că este foarte complicat, în primul rând, să identifici așa persoane, cu așa un background și cu așa niște calități, care să nu fie fost afectați membrii politic, sunt, da, membrii ai comisiei de evaluare. Și mai departe. Este greu să găsești, plus să aduci și din afară, plus asta necesită și niște resurse financiare, plus asta este și un proces. Pe, domnul Iulian Rus, cum îl încurc tot procesul ăsta? Eu vă spuneam, dacă e vorba de evaluarea, un proces complex de evaluare a întregului sistem, eu nu vorbesc de domnul Rus, dar până ajungi să faci evaluarea, până ajungi să faci o comasare între o procuratură, care astăzi noi vrem să o curățăm încă. Cum pot să comasez două instituții care față de ambele sunt întrebări de domnul Gligor, simt că vrea să intervină. Haideți întâi să ducem, să facem pe de o parte reforma asta, dar pe de altă parte să nu lăsăm anticorupția, centrul anticorupției fără director sau cu directorul care era până acum. Dumneavoastră v-au plăcut rezultatele lui. Păi de asta și vă spun, trebuie depus om acolo care să facă regulă. Dumneavoastră spuneați despre directori, că nu cumva dacă directorii din contra obstrucționează. Știți că la aceeași concluzie am ajuns și noi? Eu, Lilian Carp, probabil că ne-a spus niște cifre, numai nu le-am întepărit. Spune că perioada cât este interimar la CNA, rezultatele sunt mai bune decât era cu fostul director. Deci noi tindem să credem că directorii, în loc care să ajute... La cine este? Cojocaru. Cojocaru. Domnul Cojocaru. Deci acum rezultatele sunt mai bune decât cum erau. Deci tindem să credem că directorii, în loc să ajute, dar ei din contra obstrucționează. Între domnul Cojocaru și între domnul Lean Carp există o relație, despre asta să vorbești mai mult lume și nu putea domnul Lean Carp spune altceva. Așa nu, că noi n-am vorbit pentru presă. Era o chestie, domnul Gligor. Obiectivă discutat. Foarte interesant. Dar apreciez la distanță acum. Domn Grădinaru, acest sistem a înghițit tare multă lume, foarte multe forțe politice, foarte mulți politicieni. Și faptul că PAS-ul nu a înțeles că nu poate rezolva problema justiției în Republica Moldova, aveți de măsură, este regretată. CNA, Procuratura Anticorupție, Procuratura Comandă Reprezentării Organizației, Tatea Mlaști, în care îți luat fond. În loc să veniți cu un discurs cu o claritate la capitolul strategiei, v-ați apucat să lucrați cu aceste instituții. Ați modificat componența CSP-ului, care a făcut un șir de numit, pe care eu personal îl consider mai mult decât chestionabil. Deci, oameni care au fost numiți au legături cu mătrisme, istoric, context. Și nu credeți că noi, pe care urmărim domeniul de mulți ani, inclusiv în perioada lui Plahotniu, cu deosebită atenție, nu cunoaștem sau nu înțelegem anumite lucruri. Numirea adjuncților la CNA de către domnul Rusu ne va spune ce fel de numire este asta. Dar dumneavoastră, cum credeți de care trebuie să fie? Nu vă decât să-l spune. Și PAS-ul trebuie să înțeleagă acest lucru. S-a început un proces sistemic de destabilizare a statului nostru, care este alimentat săptămânal de greșelile pe care le face guvernarea. Dacă nu veți ști să stabilizați acest proces, să contracarați acest proces, vom fi aruncați într-o fază de destabilizare ce nimănui nu se-i pară puțin. Eu sunt de acord cu doamna Țărnă. Tot mormanul ăsta de pietre numit justiție, care a îngropat tare multe procese, oameni de afaceri, partide politice, speranțe, destini. Așa cum v-ați pornit voi să-l reformați, nu aveți, în opinia mea, nicio șansă. Ați avut niște direcții bune. CNA-ul în 20 de ani a absorbit sute de milioane de lei. Da? Dacă nu miliarde. Și nu a furnizat rezultate palpabile. Nu a pus niciun mafiot la închisoare. Iar dotarele care au fost făcute pentru a pune unii reprezentanți care grupările criminale organizate, au ieșit cu bine, au plecat din Republica Moldova. Și rezultatul sumar acestui institut, cheltuieli, versus rezultatul este zero. Cum să prindă, mă rog, niște profesori, niște polițiști și așa. Asta e tot. Iulian este o numire bună. Întrebarea este ce poate face Iulian Rusu
Fiind un om de pietre, un om acest morman de pietre, care a distrus tare multe procese și tare multe lucruri. Nu se putea. Adică, dar cu certitudine trebuie de scos subiectul reformei justiției de o platformă largă națională. Pentru că, în opinia mea, acest subiect depășește pasul de demon. Domn Grigor, ca să înțelegem, temerea dumneavoastră este că ce? Că domnul Rusu nu va avea libertatea să facă curățenie acolo? Sau nu va dori să facă curățenie? Și a doua întrebare legată de acești adjuncți. Acești adjuncți, din punctul dumneavoastră de vedere, trebuie să fie din interiorul instituției, aleși, mă rog, foarte atent, sau pentru a face schimbări trebuie să vină din afară? Dacă acești adjuncți vor veni din interiorul sistemului, înseamnă că ei au ascuns foarte bine de toată lumea și noi nu cunoaștem de faptul că sunt adjuncți care ar asuma lupta cu corupția în această țară. Pentru că în ultimii 20 de ani nu am mai înțeles cine sunt acei oameni care din capul dumneavoastră și-ar asuma lupta de țară. Dacă domnul Rusu se descopere, eu vă fi plătit să fiu. Hai să vedem asta. În același timp, eu vreau să vă atrag atenție la un anumit sistem de întrebare, dacă de tributare vreau să fie cu cei de afară, cu sistem. Și promovarea timpul mandatului de guvernare a PASA, a unui persoane, a unui post, a sterbi urmările penal, în cadrul cineva care instrumenta dosare politice la comandă, la indicații, din oarecare, din oare, pădețarea acestui rasism, participarea dumneavoastră la cine mai sonoră reține, cumva ne duc ce nu vom trăba. Sunt niște lucruri foarte grăitoare. Despre care s-au trecut cumva cu vederea, dar care într-adevăr sunt grăitoare. Noi nu avem un proces de curățire acestui sistem, din păcate, pus pe roate. Pasul speră foarte mult, pune mult accent pe procedura de evaluare extraordinară externă. Însă această procedură, chiar bine scrisă, pusă pe hârtie, se va opri în calitatea oamenilor și în posibilitatea identificării acelor oameni care fac parte din această comisie de evaluare. La noi sunt multe legi bune, concepte bune, strategii aprobate, trăinile experte, dar care cu mare scârți, greu și întârziere sunt puse în aplicare. Okay. Am înțeles. Vreau să mai avem un minut și un pic până la pauză. Vreau domnul grădinarul să răspundă la... Cine era așa și n-a reușit să aplice legea și să facă uz în interesul statului, cetățeanului, prin aplicarea legei, nu a învățat... N-a reușit să facă de ce? Numai la comandă politică și în 20 de ani n-a probat și demonstrat că poate altfel. Cum se va spăvi domnul Rusu cu această problemă, eu personal nu cunosc. O întrebare foarte interesantă. Și dacă politicul este bine intenționat și acest sistem reacționează la comandă politică și comanda politică este faceți curățenie în sistem, poate să funcționeze... Vă spun eu. Poate să funcționeze în interesul cetățenilor? Hai să vă spun. Da. El să funcționeze în interesul sistemului politic. Atât timp cât sistemul politic are în vedere interesul cetățeanului, prin cumul ar putea să lucreze în interesul cetățeanului. Uh-huh. Dar așa cum s-a întâmplat în Georgia, că în momentul în care puterea politică devine discreditată și își pierde majoritatea parlamentară, pierde guvernul, acest sistem care este deprins să servească politicienii și interesul politic în primul rând și în al doilea rând interesul cetățeanului prin coincidență se va întoarce împotriva celor politicieni pe care i-au servit. Domnul exact Grigor, spuneți-mi, vă rog... Împotriva lui Mihai Saakashvili. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, dumneavoastră știți undeva în lume o reformă care este irreversibilă? S-a făcut o reformă a justiției în luptă cu corupția și ea, indiferent de voința politicului, ea merge bine înainte? Nu există. Aceste procese sunt vii. Da. Și sunt state în care procesul de luptă cu corupția este pus în funcțiune și funcționează cu neajunsuri și impedimente.
Și sunt state în care această direcție n-a fost posibilă de realizat, cum este Republica Moldova. În Republica Moldova s-au comis toate crimele posibile și imposibile împotriva poporului, interesul național și de care vreți. Și nu stă nimeni la închisoare. De asta spun că baza reformei sistemului justiției trebuie să fie, nu trebuie să fie, doamna țară nu are dreptate. Asta nu poate fi proprietatea unei sau altei persoane, a două sau trei persoane care mai mult decât atât sunt lipsite de orice experiență în acest sens. Asta trebuie să fie rezultatul unei dezbateri, unei discuții pe o platformă națională credibilă, pentru că e vorba de destinul și soarta unui stat. Și s-au pierdut 6 luni de zile. Actuala guvernare are mari probleme de comunicare și mari probleme la capitolul viziune strategică, da. Direcție noi strategică. E clar ce, mesajul dumneavoastră, domnul Gligor. Luăm o pauză de publicitate. După asta revenim cu dumneavoastră, domnul Grădinaru, să dați o replică la aceste, mă rog, acuzații pe care le-a lansat domnul Gligor. La 18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agenda Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8, o echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Dosarele X cu Cătălin Gorea. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start Agenda Informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8, o echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine.
Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилось? Am revenit în studio, am avut dezbatere și în pauză, dar să revenim. Domnul Grădinaru, răspuns la ceea ce spunea domnul Gligor. Domnul Gligor, ca un polițian veritabil, a aruncat pietre fără nicio problemă. Domnul Gligor avea același viziune și până devine polițian. Nu mă întrerupți, eu niciodată nu vă întrerup. Deci, primul lucru. Nouă ni se impută lucruri care încă nu s-au întâmplat, dar ne spune din start că gata, voi nu o să puteți face. Voi nu o să puteți reformați, voi nu o să puteți activați, voi nu o să puteți face nimic. Stați o leacă, noi de bine l-am numit pe băiet și a să fac treaba. Doi, noi vorbim despre procuratură, cum de CSP și așa mai departe. Pentru asta noi am votat în prima lectură prevetingul, pentru asta să-l votăm între două, pentru asta să înceapă procesul, pentru asta până la sfârșitul mai o să fie evaluați candidații la CSP și CSM și o să avem un CSP nou și un CSM nou, care o să înceapă curățenie mai departe. Nou sau politic? Nou o să fie. Pentru sau că asta, dacă vă uitați atent la componența celor care o selectez, o să vedeți că nimeni nu are afilieri politice. Pentru că nu e deputat, nu e ministru, nu e din cabinetul ministrului. Nu, ești nu, păi condițiile pentru cei care selectează sunt deja scrise în lege și ei trebuie să aibă experiență, nu trebuie să fost vreodată deputat, ministru din cabinetul ministrului, deputatul și așa mai departe, adică niciun fel de afiliere politică, membru de partid de vreo 3 ani și așa mai departe. Deci da, nu frate, poți fi soră, păi, soție, păi, poți fi de deputat. Haideți, uitați-vă legea, este clar cine poate să fie. Deci, din start, cel care trebuie să participe. Proiectul a fost modificat, dar el îmi pare că e doar varianta inițială, corect? Eu, pentru publicul are acces la varianta inițială. Eu vă spuneam, dacă eu nu greșesc la articolul 5, este criteriile care trebuie să fie pentru ca să poți accede în calitatea de, sau să poți fi numit în calitatea de membru a Comisiei de Evaluare. Acum, la acest lucru nu se va modifica. Și spuneam, o să înceapă această curățenie, inclusiv a CSM-ului și a CSP-ului și o să dăm. Și noi n-am pierdut timp. Noi n-am pierdut timp, din prima zi am început să muncim și am început să schimbăm lucrurile. Da, este un proces mai lung, pentru că, pe de o parte, și societatea civilă câteodată, inclusiv iată-și doamna Țărnă în acest studiu, ne critica că nu ne lăsați să discutăm prea mult, și opoziția, haideți să discutăm mai mult, haideți să povestim mai mult. Dar, pe de altă parte, ne spune, da, de ce încă nu faceți? Comisia de ce oamenii zboară în Anglia? De ce oamenii zboară în Anglia și trebuie mereu pe jur puși aici la locul lor, nu trebuie să pleci acolo pe urmă, să fie greu să-i aducem acasă. Și este foarte important. Păi și pe parcurs toți mai duc și noi nu trebuie să-i lăsăm să ducă. Noi trebuie cât mai repede jur să curățăm sistemul ca să fie posibil să-i reținem. Da. O să vedem și ce. Domnul Grădinaru, stați un pic că am să vă întrerup. Asta v-au spus și cei de la Comisia de la Veneția, și cei de la Consiliul Europei, și de la Comisia Europeană. Nu grăbiți-vă, dar încetişor. Pentru că v-ați grăbit în august, ați modificat niște legi, da. Ați revenit de câteva ori pe ele. Pe care? Legea Procuraturii. S-a decis să creeze o comisie, acum nu e clar ce comisia asta, acum trebuie să se revină. Totul este clar, nu e nimic schimbat. Domnul Litvinenko a fost nu de mult la Cutia Neagră și spunea că urmează să se revină, să facă ceva așa încât să devină funcțională acea comisie, să poată fi folosit raportul acestei comisii. Că se discută înainte de a se aplica este minunat. Pentru că așa probabil că poți să anticipezi niște eventuale greșeli pe care le poți comite. Să discutăm post-factum, asta e ca așa cum ai face autopsie. Noi, dacă suntem bine intenționați, nu vrem să facem autopsie, da. Vrem să ne asigurăm că pacientul va rămâne sănătos după această intervenție. Haideți, o întrebare simplă, doamna Rață, o întrebare simplă. Iată, că tocmai s-a vorbit, că nu invităm, că nu participăm, că nu știu ce. Să-mi spuneți unul, un reprezentant a unui partid, nu contează, că e extraparlamentar, că e parlamentar, care a participat la discuții publice pe legea
prevetingului. Așa. Nici unul. Haideți să-i întrebăm. Nici unul. Da, păi noi nu dăm invitații personale. Este aviz public și cine vrea și ce este interesant să participe. Nu vă spărați. Noi asamblăm cu la fiecare parte. Hai, vă rog, vă frumos, veniți și participați. Eu cred că de responsabilitatea fiecare este normal ca să participe. Consultări, direcționate. Eu vreau să spun că noi am făcut și direcționate. Asta au fost făcute la guvern. Dar noi vorbim acum de Parlament. Societatea civilă. Da. Și când primea invitații de veni la consultări publice, și nu doar doamna Dostămate, răspundea că nu are timp, după care semna apeluri publice că nu a fost spus suficient dezbaterilor publice din motiv că n-a găsit timp de 3-4 ori de câte ori a fost invitat să vină. Nu cred că dumneavoastră puteți spuneți acum despre cei ce a primit ea sau nu a primit. Haideți să nu speculăm, pentru că nu știți dumneavoastră mai bine decât ea cei ce a primit sau nu a primit. Apelurile publice. Astea sunt speculații. Apelurile publice sunt. Eu spun, doamna Stămate a semnat apel public pe Parlamentul îndemnat să nu votez legea integrității. Spuneți-mi, vă rog frumos, anunțul pe Parlamentul, anunțul pe site-ul oficial al Parlamentului nu este vizibil. Doi, invitația directă către fracțiuni, cât mai direct trebuie să vin, să te apuc de mânuță. Dacă tu ieși la televiziuni și contești atât de mult și povestești atât de mult că e atât de rău, de ce nu vii elementar cu opoziții? De ce nu vii cu un amendament? Unul măcar. Niciunul. Dar pe de altă parte, a vorbi și a povesti, în primul rând, a faptul că vă critică vă dăunează dumneavoastră, nu lor, că lor le face bine să critique, opoziția așa devine vizibilă. Da. Dar pentru cei care sunt la putere, nu este mai ușor. Știți că Gligor vă critică. Trimiteți o invitație, Gligor, vină, te rog frumos, noi avem săptămâna viitoare niște consultări și decât să strigi la televizor veșnic că ești neconsultat și ai obiecții, vină și răspunde în comisie. Cristina Țernă, dumneata tot veșnic necritici, vină, te rog frumos, și te expune. Adică, știind că sunt, că evident nu toată lumea este interesată de subiectul justiției și noi cred că putem să numărăm 20 de oameni în toată Republica Moldova care interesează aceste subiecte. Să invitați tocmai pe cei care vă critică la niște consultări, să-i ascultați, să vedeți ce spun, e rațional ce spun ei, poate într-adevăr pot da niște sfaturi bune, dar poate ei este aberant ce spun ei. De ce nu se vine, adică de ce nu aveți o poziție scăpați de niște critici? Eu vă spun încă o dată, dacă dumneavoastră credeți că este normal ca Parlamentul să vină să-i roage pe fiecare în parte, hai vă rog veniți, dar nu este suficient ceea ce este publicat pe site oficial. 1. 2. Dacă dumneavoastră atât de interesați sunteți și atât de multe aveți de spus și nu găsiți important să veniți în Parlament să vă aduceți aportul la o lege, sorry. Am scris un studiu întreg despre e foarte ok. Haideți, vă rog frumos, să-l punem pe mașă să discutăm pe proiect de lege, nu pe principii, pe valori, proiect pe idei, pe nu știu ce. Pentru că când condamnăm ceva, trebuie să vedem. Domnul Gligor mai devreme ne spune că gata, am pus cruci pe reforma justiției, că e gata. Noi încă nici n-am început să evaluăm, dar noi de-am știm rezultatul, că nu o să dai rezultat. Haideți să vedem întâi și întâi care va fi evaluarea, cine vor fi candidați, să ne expunem. Iată, după ce vor fi evaluați, câți vor fi cei candidați pentru CSP, haideți să-i luăm la puricat atunci și să vedem. Da, a fost bun procedeu sau nu, n-a fost bun. S-a meritat investiția de timp și efort într asta sau nu s-a meritat. Și atunci, da, putem să spunem. Haideți să-l vedem pe domnul Rusu la CNA, haideți să vedem cum se mișcă lucrurile acolo și o să spunem, a fost o idee bună să-l numim acolo sau nu? Și așa mai departe. Nimeni nu spune că nu este o idee bună. Încă nimeni n-a spus despre asta. Încă nimeni n-a spus că nu este o idee bună și eu spun că am toată încrederea în domnul Rusu și Ștefan Gligor a spus același lucru. Nimeni nu spune că este o idee proastă să-l numiți pe domnul Rusu, Doamne ferește. Se discuta ce ar trebui să facă, cum ar putea să curăț și așa mai departe. Discuția era nu despre, nu cred că trebuie să deveniți atât de defensiv. Că nu era corect. Ideea că haideți să începem întâi reformarea pentru să-l mai numim pe domnul Rusu acolo, dar să ne gândim, poate reorganizăm CNA și așa mai departe. Este și ideea... Asta a fost reorganizăm, nu, bine, asta Ștefan Crem, eu nu cred că trebuie lichidat. În 20 de ani această instituție nu și-a justificat rostul. Bun. Părerile sunt diferite. Iată, de asta trebuie consultări. Cineva vrea lichidare, cineva reorganizare. Adevărul este că PAS a fost cel care a promis că această instituție va fi reorganizată și noi am pornit de la ceea ce și-a asumat PAS când a pregătit, programul electoral pe domeniul justiției. Haideți să facem un pauză de la instituțiile astea de stat, să trecem la niște subiecte, poate mai ușurele, dar care în principiu arată esența relațiilor din sistem, cum funcționează acest sistem. Sunt sigură că ați văzut știrea aceea care a apărut la început de săptămână legat de o petrecere care s-ar fi dat sâmbătă într-un local din Chișinău, într-un restaurant din Chișinău. Au apărut public niște informații pe surse din poliție spunând că
în acel local, în acea seară, când s-au dus polițiștii și n-au putut intra, au fost foarte mulți procurori, judecători și ofițeri CNA care au sărbătorit ziua profesională a procurorilor. Deci, pe surse a apărut această informație. Iese a doua zi conducerea IGP, se cam bâlbâie, nu este clar, nu spune dacă au fost acolo procurori și judecători și ofițeri, pentru că până la urmă, noi, TV8, am reușit să obținem o listă de la IGP a celor care au fost în acel local și acolo nu se regăsește niciun procuror, niciun judecător, niciun ofițer CNA. Pe de altă parte, sursele noastre din sistem spun că totuși au fost acolo și de unii și de alții și de altreia. Nu 400, nu sute, dar mai multe persoane au fost. Eu vreau să discutăm despre acest lucru pentru că sunt două aspecte importante din punctul meu de vedere. Primul, ce face IGP-ul dacă încearcă să, după ce din nefericire a dat peste o petrecere pe care poate nu și-ar fi dorit să o documenteze, încearcă să spele urmele și să scoată oamenii despre care nu trebuie să se știe. Și asta este grav, dacă IGP-ul face astfel de lucru în interesul procurorilor și judecătorilor. Și a doilea lucru, ce fel de relații există între judecători, procurori? Sunt astfel de practici să se întâlnească, să chefuiască împreună? Putem avea încredere în independența lor procesuală când merg în instanță? Iată, vreau aceste două aspecte să le discutăm. În primul rând, la dumneavoastră, domnul grădinaru, vreau să mă adresez dacă ați văzut și dacă ați încercat să înțelegeți ce s-a întâmplat și ce face IGP-ul. Deci primul lucru, indiferent cine erau acolo, că erau și procurori și judecători sau doar procurori sau doar judecători sau oameni din alte profesii, mai puțin contează. Faptul că în primul rând depășesc numărul admisibil care a fost stabilit de către CNESP este o încălcare și trebuie documentată. Da. Cu atât mai grav dacă acolo au fost și procurori și judecători. Și mai grav ar fi dacă într-adevăr acest lucru ar fi camuflat de către angajații mari. Dar cum să ne dăm seama asta? Iată, păi, dumneavoastră, de exemplu, nu suntem tare interesați de acest subiect. Noi suntem foarte interesați și spuneam și repet și în emisiunea dumneavoastră și la tribuna Parlamentului. Fiecare trebuie să-și asume faptele. Cei care acum săvârșesc aceste acțiuni despre care dumneavoastră bănuiți că sunt camuflări, cineva s-ar putea să răspundă. Cineva s-ar putea să aibă într-un final dosar penal pentru acest lucru. Pentru că noi am spus, nimeni nu are protecția pasului. Nu există așa ceva. IGP deci ai săvârșit și IGP-ul inclusiv. Pentru că dacă tu ai camuflat o încălcare de lege, ai șters anumite persoane într-o listă, înseamnă că ai exonerat de răspundere anumite persoane din anumite motive, pentru că aceste lucruri afectează inclusiv poate vorbește și despre etica profesională și despre multe alte chestii, mai ales în contextul evaluării și așa mai departe. Deci sunt multe lucruri despre care acest lucru vorbește. Și spuneam, faptul că ei încearcă să cam, dacă acest lucru se adeverește, este un lucru foarte grav și acesta într-un final s-ar putea finaliza cu un dosar penal pentru cel care încearcă să facă acest lucru. Cine să facă acest dosar penal? Procurorii care au chefuit? Stați așa, deci acolo nu toți procurorii din Republica Moldova bănuiesc că au încăput în acea sală. Așa că o să găsească și procurori care să le găsească act de cojoc și celor care au fost acolo. Deci ar fi interesați în condițiile în care este clar, IGP-ul, dacă este adevărat, a încercat să șteargă urmele. Răspunsul este evident, pentru că în cazul în care acest procuror care este însărcinat cu examinarea unei cauze, dacă nu-și va onora obligațiile, respectiv el ulterior va fi banca acuzatului. Deci este un cer care nu poate să rămână la nesfârșit. Cineva totuși trebuie să răspundă. Dar eu spuneam încă o dată, eu încerc până la proba contrarie să am încredere în fiecare instituție. Vă spuneam, și în procurorul general interimar, și în nou director CNA, și în toate instituțiile încerc să am încredere, pentru că noi le-am garantat independența în acțiunile lor atâta timp cât ele sunt în cadrul legal. În momentul în care ele nu sunt în cadrul legal, cineva totuși o să răspundă. Și eu vreau să am încredere în ei, dar văd că vin informații contradictorii legate de un eveniment până la urmă nu atât de, cum să zic, eu cred că doamna simbolic, ministră... e simbolic cazul, da? Crima nu-i, Doamne ferește, ce de gravă, nu-i pentru că se aplică pădure, da, se aplică o amendă, n-a murit nimeni, dar este foarte simbolic în cazul în care vedem că pentru lucruri atât de simple se încearcă niște mușamalizări, niște acoperiri, niște... Tocmai pentru că există aceste informații contradictorii, eu cred că doamna ministru s-a autosesizat, eu cred că investigații pe domeniul ăsta se întâmplă, eu cred că și domnul procuror interimar cred că s-a interesat de acest caz. Eu sper
că a trezit atenția nu a polițienilor, că nu lor trebuie să le trezească doar interesul, ci în primul rând a organelor de forță responsabile. Și atât, ei ar trebui să clarifice lucrurile astea și să ia atitudine. Știți, discuția asta despre reforme și noi numiri e foarte simbolică. Astăzi că e numit domnul Rusu la CNA și pe de altă parte avem situația de la Ministerul de Interne. Sigur că întrebări sunt la procuratură, la CNA, la judecători. Dacă erau, nu erau, dar cei care ar trebui să ne spună pe bune cine erau acolo, este poliția. Iar la poliție, șef de IGP a fost asumat relativ recent de ministrul PAS, care nu este de o zi de două, dar este deja de ceva timp, de când a fost instituit guvernul. Și este toată încrederea populară. Eu personal tot am toată încrederea în doamna Revencu. Eu cred că este o persoană care chiar vrea, are intenții bune. Dar dumneai a numit o persoană în care are încredere. Această persoană conduce cu poliția, care vine și smilogește câteva ore la rând. Și nu-i clar, smilogești pentru niște muritori de rând, sau acolo chiar erau niște oameni mai speciali în interior. De ce a doua zi nu ne-a anunțat șeful IGP sau ministru, dacă este o chestiune atât de importantă, câți oameni erau acolo pe bune și dacă erau acolo procurori, judecători, angajați la CNA, câți anume și la câți le-au fost întocmite procese verbale contravenționale și aplicate amenzi. Fiindcă atâta timp cât se încearcă un fel de ascundere după deget, tot ceea ce impresia cu care noi ne trezim este exact cum spunea domnul Gligor mai devreme. Acest sistem a mâncat foarte mulți oameni. Adică a fost mâncat oare doamna Revenco, domnul Podarilov vine din sistem. Ei, pentru că a avut încredere în cineva care până la urmă nu mai știu cum a făcut sau nu a făcut aceste reforme, dar până la urmă acești polițiști se pare că se tem să documenteze procurori sau judecători sau și așa mai departe. Sau dacă nu erau pe buni, până la urmă, ultima informație înțeleg, ei spun că nu, până la urmă nu era niciun judecător, niciun procuror, niciun om, niciun angajat de la CNA. Atunci, dar într-adevăr, asta toate 2-3 ore spunea că era și fulgerul și nu știu care alt subdiviuni speciale, stăteau și așteptau frumos sub ușă câteva ori în șir pentru... Ori ei o făceau pentru că aveau indicații la rândul lor că stați un pic acolo, se pare că sunt niște oameni care nu trebuie deranjați. Înțelegeți? Asta lovește foarte mult în credibilitatea. Din păcate, lovește în credibilitatea doamnei Revencu. Și chiar îmi pare rău de situația dată. Este o persoană numită de la PAS, este o persoană cu experiență în poliție. A fost șeful la centru antitrafic, defensă umană. Ea nu e foarte mult din afara sistemului. Ea a mai avut de-a face cu polițiști, ea cunoaște sistemul dat. Poate mai bine decât domnul Rus cunoaște sistemul CNA și organelor interne. Asta este, ceea ce spuneți dumneavoastră sună foarte frumos, în linii generale și teoretic, da. La modul practic, această speță este foarte vorbitoare pentru ce ar putea să pățească domnul Rusu, dacă nu va fi foarte atent la numiri și dacă nu va transmite un mesaj foarte clar. Și eu nu vreau să spun că domnul Rusu nu o să facă lucrul ăsta. Doar că asta e o lecție foarte bună din care trebuie să fie învățată. Da. Și în momentul în care lucrul degenerează la un nivel atât de mult, eu cred că persoana în care au avut încredere PAS, prima persoană în care a avut încredere PAS, doamna ministru Revencu, trebuia să vină cu un mesaj către public. Nu să-l las pe domnul Podarilov, care numirea căruia și așa era oarecum controversată, să vorbească. Poziția asta de a nu încerca să nu te asociezi public cu o problemă, nu prea dă dovadă de forță sau de determinare în ceea ce ai venit să faci tu. Domnul Gligor, vreau și opinia dumneavoastră pe acest subiect și după asta să trecem la un alt subiect legat de perchezițiile la cei 13 deputați, foști deputați. Este o situație absolut penibilă pentru Poliția Națională. Eu sunt sigur că domnul Podarilov și doamna ministru cunosc cine a fost în acest local. Faptul ce că domnul Podarilov... O clipă. Faptul că domnul Podarilov în cadrul briefing-ului spunea că au fost câteva sute de persoane, după care spunea că au fost mai de 150 de persoane. Iar în lista pe care ați obținut-o de la poliție sunt doar 65, vorbește că cel puțin jumătate, dacă nu mai 60-70%, din persoanele care erau prezente acolo, au fost ascunse. Sau li s-a permis să plece, sau s-a negociat și s-a rezolvat altcumva, pur și simplu n-a fost introduși în această listă.
Noi nu avem niciun fel de claritate. Domnul Bodarilov, decât să aibă astfel de ieșiri, mai bine să nu le aibă deloc. Pentru că doar a șifonat atâta oară încrederea în Poliția Națională. Și exact asta aveam în vedere când spuneam că acest sistem se acoperă și conlucrează foarte bine pe verticală și orizontală. De la ofițeri de urmărire penală, ofițeri de investigație, până la procurori și judecători. Și această petrecere în plină pandemie, cu recordurile, toate recordurile bătute în ultimii 2 ani, de ziua procurorului, câteva sute de persoane, un local. Bun, noi nu avem certitudinea, domnul Gligor. Noi bănuim, dar nu știm sigur dacă asta s-a întâmplat sau nu. Erau câteva sute care sărbătoreau ziua procurorului sau nu, asta nu e clar. Păi ce nu era clar, doamna Rață, că a fost o petrecere de ziua procurorilor la care după 3 ore de asediu nu s-au găsit procurori, judecători și ofițeri? Asta credeți că în țara asta cineva va crede o astfel de afirmație? Ei în 3 ore au săpat un tunel să iasă de acolo, probabil. Probabil că EGP-ul deci, crede că... Deci cât de penibil aceste lucruri? Cât de penibil? Aici trebuia de arătat determinarea Poliției Naționale de a aplica legea. Judecător, procuror, ofițer de urmărire, investigații, nu mă interesează. Toți amendați pentru încălcarea comisiei pentru situații excepționale pe timp de pandemie. Mustrări, eliberări și așa mai departe. Și de ce n-au făcut-o? De frica lor? I-au acoperit pentru acest sistem, lucrează după principiul vechea maximă latină, manus manut lava. Ok. Mână pe mână se spală. Și faptul că poliția nu a conjurat 3 ore, a dansat în jurul acelei clădiri și așa mai departe, vorbește despre ce fel de poliție avem astăzi. O altă întrebare. Reșind din același eveniment. Condusă de oameni buni. Mă rog, nu știu dacă neapărat ăsta e motivul pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu, eu am de percepția publică, îmi cer scuze. Da. Eu nu zic că e vinovat ministrul sau șeful IGP, dar felul în care e gestionat și comunicat situația dată, oamenii se supără pe cei pe care îi știu. Omul nu supără pe polițist pe care nu știe cum îl cheamă și cum arată. O să aibă de suferință mai mult ca imagine din cauza la ceea ce se întâmplă. Se gândește de responsabilitatea asociată. Adevărat. Alt aspect pe care vreau să-l discutăm pe acest subiect și schimbăm după asta subiectul. Domnul Grădinaru, dumneavoastră un pic mai devreme spuneați că dacă au fost ei acolo, și judecători, și procurori, și ofițeri CNA, și au stat toți la masă, dacă au stat separat, nu știu dacă e o problemă, numai că nu au respectat normele. Dar dacă au stat toți la o masă, ar putea să fie o problemă și la vetting. Eu tot m-am gândit la asta, dar oare faptul că au chefuit împreună e o problemă pentru vetting sau nu? În criteriile de vetting n-am regăsit nimic care să le interzică, să fie prieteni, să bea împreună. Nu știu cine sunt ei. În evaluare, păi tocmai asta... Bun, ce știm noi este că printre ei erau ceea ce a apărut public, da? Judecători de la judecătoria Ciocana și sursele noastre tot au vorbit despre cel puțin 2 judecători de la judecătoria Ciocana și niște procurori din procuratura... Public s-a vorbit pe Procuratura Ciocana, sursele noastre vorbeau de la Procuratura Anticorupție. Bun, acum spuneam, în procesul de vetting, unul din aspectele care este evaluat este inclusiv etica profesională sau respectarea codului deontologic profesional. Da? Și el interzice să bea împreună? Nu neapărat să bea împreună. Deci sunt anumite acte care săvârșite denotă faptul că nu întrunești etica profesională sau nu respecti etica profesională. În ce măsură va fi constatat sau nu faptul că aceste persoane au fost acolo sau nu? Este acesta un element care vorbește despre faptul că omul are sau nu are anumite calități etice sau a respectat sau nu a respectat codul de etică profesional? Acest lucru nu pot să vă spun eu, trebuie să-l spună normal comisia care va evalua acest lucru. Da, dar este important. Este foarte important. De ce eu spuneam că pentru mine personal este foarte important că acest lucru să fie dus până la capăt și să fie clarificat cine este vinovatul, pentru că acest lucru ne-ar ajuta inclusiv în procesul de evaluare, dacă vorbim de procurori și judecători, și într-al doilea rând să facem într-adevăr acea dreptate despre care oamenii așteaptă, pentru că în cazul în care cineva din mai încearcă să camufleze lucrurile astea, este foarte grav. Da. Și pentru mine, ca și deputat, dar ca și cetățean, este important ca ce să ajungă pe banca acuzaților. Dar, revenind la asta, deci,
Noi suntem totuși un stat așa, foarte specific, nemuros, mic, în care, mai ales în sistemul justiției, și asta a arătat o multe investigații jurnalistice, sunt foarte mulți cu mătri, ei se nănășesc între dânsii, procurori, judecători, avocați, ofițeri CNA, ei sunt cu mătri între ei. Eu sunt sigur că dacă nu de la această petrecere care a avut loc sâmbătă, de la o nuntă, de la o cumătrie, s-ar putea ca la Comisia de Evaluare să vină multe imagini video, poze cu procurori și judecători împreună la sărbători. Întrebarea rămâne aceeași. În cazul în care se stabilesc, există astfel de relații neprofesionale între ei, este motiv ca să-i descalifici, să nu treci evaluarea? Nu este neapărat motivul ca să stai sau să nu stai la o masă. Este vorba despre altceva. Atunci când e pandemie, când este interzis să te întrunești într-un număr mai mare de persoane, când faci acest lucru, când te izolezi sau încerci să fugi de responsabilitate, acesta denotă un anumit grav de un anumit element de vinovăție. Deci dumneavoastră aveți obiecții față de faptul că ei n-au respectat normele. Unul, că n-au respectat normele stabilite de CNESP, și doi, pentru că au încercat, dacă s-a testat acest fapt, faptul că au încercat să fugă de această responsabilitate, pentru că era ok să ieși în față dacă ai încălcat acest lucru, spui da, am ieșit, am încălcat, îmi asum responsabilitatea și suport consecințele. Așa ar trebui să fie corect. Înțeles. Pe mine mai mult m-a îngrijorat dacă ei sunt atât de apropiați și dacă pot să facă abstracție de aceste relații în momentul în care vine un procuror în fața judecătorului și cere un arest. Judecătorul înțelege că nu sunt motive să dea arestul, dar pentru că e prietenul lui de la bere, faptul că stai la un eveniment, la o masă cu cineva, nu neapărat atestă o anumită relație între aceste persoane. Doi, nu neapărat acest lucru atestă că tu vei ține cont de aceste relații atunci când vei fi în această funcție. Deci eu despre asta vorbesc. Eu la altă latură m-am referit. Spuneam că este gradul de vinovăție pentru mine este mai mare sau responsabilitatea este mai mare atunci când tu încerci să eviți cumva această răspundere. Eviți să ieși în față și să recunoști că ai greșit anumite lucruri și să le asumi, pentru că atunci când va avea loc procesul de vetting, să ținem cont inclusiv de lucrul ăsta. Okay. Pentru că eu, dacă aș fi în comisia aceea, eu aș condamna mult mai mult faptul că te-ai ascuns de răspunderea asta, decât că ai încălcat, s-a întâmplat și ți-ai asumat că... Trebuie să luăm publicitate, după asta revenim cu dumneavoastră să spuneți. La 18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8, o echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8.
vineri, la 18:50, Dosarele X cu Cătălin Gorea. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de Start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică, la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилось? Am revenit în studio. Foarte scurt să încheiam subiectul cu festinul procurorilor și judecătorilor. Normele de etică ale procurorilor este scris că ei ar trebui să se abțină de la comportament în societate și în familie care pune la dubiu statutul de procuror sau care lezează imaginea procuraturii în societate. Cu certitudine, atunci când la aceeași masă se află mai mulți reprezentanți oamenilor legii, dacă admitem că este adevărat, care înțeleg foarte bine că ei încalcă normele, normele legale, care nu sunt pur și simplu norme legale pasibile de o răspundere disciplinară eventual, ci pasibile de o răspundere contravențională, deci mai gravă. Dacă erau procurori, eu cred că ei își dădeau seama foarte bine că ei sunt și contravenienți în momentul în care se aflau într-un număr foarte mare la o masă, fără respectarea normelor. Dacă ei erau acolo, probabil că lor le era drept în cot, pentru că știau că pot să scape fără niciun fel de pedeapsă. Și norma de etică, deci asta înseamnă că ei conștientizau. Dar dacă nu conștientizau, înseamnă că nu cunosc normele codului de etică care le interzic care le spun că trebuie să abțin de la acțiuni care lezează imaginea de procuror în societate și lezează statutul de procuror. Și doi, mai este o normă expresă la ei în codul de etică care spune că atunci când cunoști despre acțiuni care încalcă legea, urmează să te autosesizezi. Ce obțin pe infracțiuni? În concluzie, pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, dacă au fost acolo judecători și procurori și se demonstrează acest lucru, ăsta ar fi motiv să nu treacă vetting-ul? Eu problema văd în general în alta. Una, că la vetting nu știi dacă o să ajungă lista, fiindcă în lista care există nu figurează asemenea persoane. Dar nu poți să nu treacă vetting-ul persoane necunoscute. Doar persoane cunoscute ar putea eventual să-ți treacă sau să nu treacă. Problema mea cea mai mare este cu faptul că în comisia pentru efectuarea acestui vetting sunt persoane delegate politic, strict. Și atunci eu nu știu care este, conform normelor internaționale, aprecierea încălcărilor de ordin etic ale judecătorilor și procurorilor, o fac organele proprii. Noi despre asta o să discutăm în momentul în care o să știți componența comisiei. Dacă v-am spus tocmai condițiile, știți dumneavoastră în lege că nu poți avea nicio legătură politică. Și nu poți fi judecători și procurori. Haideți să trecem la un alt subiect. Nici nu poți fi membru de partid. Asta, anume judecători și procurori trebuie să dea asemenea apreciere. Pentru ca să nu fii tot din gașcă. Pentru că tocmai ați spus că avem cu mătrele nașini și tot ei pe ei o să evalueze cum s-au evaluat până acum. Când vă știi cine sunt membrii comisiei, o să-i dezghiocăm și o să le spălăm oasele să știm dacă sunt buni sau nu. Haideți să trecem acum la un alt subiect. De data asta, niște acțiuni ale procurorilor care au fost apreciate și de putere și de opoziție. E vorba despre reținerea celor 5 din 14 foști deputați care
Au tot migrat dintr-un partid în altul. În primul rând au plecat de la Partidul Comuniștilor, după care au plecat la Partidul Democrat. Unii dintre ei au avut traseu politic și mai departe, plecând la Partidul Șor. Acești deputați au fost reținuți pentru, și cercetați pentru îmbogățire ilicită, ziceam. A fost apreciată, mă rog, operațiunea și de către reprezentanții puterii, dar și de președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin. Haideți să vedem reacția domnului Voronin de astăzi. Evenimentele care au avut loc ieri legate de foștii camarazi am departit, pentru noi, actualii membrii partidului, conducerea partidului au fost preașteptate. Sunt sau sunt preașteptate. Pentru că evenimentul a avut loc la sfârșitul anului 2015. Atunci au fost multe declarații, inclusiv și în organele respective. Da. Dar reacții și măsuri n-au fost luate până acum. Nimic și acum, încă nu știi și cu ce s-a terminat toate aceste lucruri. Nu știu dacă dumneavoastră memorizați sau să vă aducem noi puțin aminte. Noi ne-am adresat peste tot loc. Am trecut un șir de conferință de presă. V-am informat pe voi, pe societate, pe mas, spre dumneavoastră, pe societatea ce s-a întâmplat. La diferite emisiuni televizate au participat și eu și colegii și alți tovarăși care erau în conducerea partidului întâlpă cealaltă. Da, pentru că tu te știți, spui, până acum, 7 ani de zile. Și am informat și organele respective și la procuratură ne-am adresat și tot locul. Și niciun fel de reacție. Și în timpul ședinței s-a apropiat de Leana Bădnoreanca, Eugenie Chiforciuc, și vorbește despre ce e că 300 de mii de euro, sau nu știu cât de acolo, 300 de mii, da, și se ducă să treacă la democrație. Eu stau alături și ascult. Eu m-am sculat și l-am apucat pe acesta Nicfărciuc și l-am împins de spate înspre aia și el. Era boxeor și el, cum îl chema, Țuțu, Puțu, cum îl chema pe ăsta? Costică el. Da. Înțelegeți? Naglă mă obrăză! La telefon, fostul deputat PD a negat afirmațiile. Cu tot respectul față de vârsta domnului Voroni, dar dumnealui este pur și simplu mincinos și deja pur și simplu aderează public. Lucrurile despre care dumnealui vorbește sunt o invenție a dânsului. Toate ședințele Parlamentului sunt transmise online și se păstrează în arhivele Parlamentului. Se poate ridica ușor orice ședință în perioadă care o vă spune dumnealui, ca să vedeți că un asemenea incident niciodată nu a avut loc. De fapt, Partidul Democrat, prin aceste implicări, prin aceste lucruri, prin toate aceste treburi, el a distrus politicul prostrans, spațiul acesta politic în noi în țară. Sau le-a distrus, sau serios, foarte serios l-a diminuat. Și eu a ajuns la aceeași treabă, pentru că tot eu trădat toți. Pentru că trădarea nu trece așa, pur și simplu. Nu se iartă, nu se uită și are consecințe pentru toți trădătorii care fac acest lucru. Noi nu ne bucurăm de cele chestii care se întâmplă cu aceste personaje. Nu, noi vrem ca să odată și odată în Moldova să termine cu aceste lucruri. Am revenit în studio. Am văzut că reacțiile care au fost față de această operațiune a procurorilor, eu totuși am întrebări, ca întotdeauna. Prima este ce înseamnă asta, dacă asta a fost o acțiune de ca să fie pe placul politicului și pentru cei din opoziție și pentru cei de la putere, pentru că s-a obținut acest efect, sau este cu adevărat un start al luptei împotriva corupției politice, despre care se vorbește de mulți ani în Republica Moldova și împotriva căreia niciodată până acum nu s-a încercat să se lupte.
Iată dumneavoastră, ca cei, ca beneficiari, cei pentru care v-ați bucurat de această acțiune, cum o vedeți? În primul rând, eu cred că beneficiari sunt cetățenii Republicii Moldova și statul de drept, care încercăm noi să-l restabilim. Dacă e pe bune, dar toți suntem beneficiari. Sigur că da. Într-al doilea rând, eu îmi fiu mai rezervat în a mă bucura sau a nu mă bucura, pentru că întotdeauna rezultatele unei asemenea acțiuni se văd în timp. Și anume atunci când este decizia definitivă și irevocabilă a instanței de judecat. Pentru că doar atunci poți spui acest lucru a fost făcut pe bune sau a fost iarăși pentru a negocia, da, pentru a vinde un anumit dosar. Colegii dumneavoastră deja au salutat aceste... Nu, este, sigur că este îmbucurător aceste documentări asemenei cazuri răsunătoare, deci care au fost până acum. Când noi știm... la putere, a transmis un mesaj de... Bravo, mergeți înainte către... Societatea, nu odată și nu două ori, și policienii au spus-o și au recunoscut-o. Și nu-i reformat, n-au trecut. Că au spus nu odată, că s-au întâmplat și noi toți am văzut cum deputații erau vânduți la Pucioc, ca la Piața Centrală, și respectiv acest fenomen era clar de bănuit că aici ceva este la mijloc și era... Clar că era de gândit că undeva cineva a obținut niște foloase. Erau președinți cumpărați cu locul, asta video e, și nu s-a întâmplat nimic. Așa, acum aceste lucruri, faptul că au început să investigheze aceste lucruri, desigur că este benefic. Orice asemenea faptul care dă de bănuit sau creează o bănuială rezonabilă despre săvârșirea unei infracțiuni, normal că trebuie să fie cercetat. Mai mult ca atât, dacă s-au întreprins asemenea acțiuni procesuale, eu bănuiesc că sunt mai mult decât bănuieli rezonabile și sunt și anumite informații suplimentare care au stat la baza acestor lucruri. Pentru că să reții o anumită persoană, nu poți să o reții așa de ochi frumoși sau de atât, pur și simplu îi place guvernării. Nu, trebuie să ai și anumite materiale. Dar eu spuneam încă o dată, eu vreau să văd finalitatea, eu vreau să văd condamnări. Pentru că când o să fie condamnări definitive, o să fie clar că dosarele au fost documentate pe bune, motivat, doi, că au fost pregătite bune, că procurorii au mers serios și s-au pregătit în instanța de judecată și justiția a acționat corect așa cum trebuie. Eu vreau să văd dacă se aplică aceleași norme față și față de alți foști deputați care de asemenea au trecut dintr-o parte în alta și despre care de asemenea s-a vorbit că ar fi fost la mijloc corupere politică, da, foștii deputați de la PLDM, fost deputați de la Partidul Liberal, pentru că Partidul Democrat a reușit de peste tot să ia oameni și să-și crească echipa. Față de ceilalți, deocamdată procurorii nu spun nimic, nu știm, poate fac ceva, dar încă nu este vizibil. Cum arată această acțiune? Sincer, eu o să mă dau cu părerea despre ce a fost asta. În momentul în care o să văd... Sper că nu va fi cazul, dar eu cred că e inevitabil, realist vorbind, e inevitabil la un moment dat în centrul unor scandaluri de corupție să pomenească și reprezentanții guvernării. În momentul în care se va acționa prompt și nu o să se aștepte mulți, mulți ani sau o perioadă convenabilă, deci nu se va acționa într-un moment convenabil pentru un oarecare partid politic, fiindcă exact cum spunea Ștefan Gligor, în momentul în care sistemul servește pe oricare vine la putere. Ăsta e cameleonul care mâine este gata să se întoarcă împotriva ta. Dacă procuratura, CNA, ANIU vor acționa prompt în momentul în care există această informație și la un moment dat cu siguranță o să fie, pentru că chiar dacă se dorea să fie numiți niște îngeri, omul e om și trăiește cu anumite tentații și vreți, nu vreți, corupția este păcatul guvernării în mare parte, de regulă, fiindcă ei au acces la bani, la resurse și la posibilitatea de a le gestiona. Deci dumneavoastră așteptați să vedeți dacă procuratura va avea curaj să meargă prompt, împotriva crimelor comise de cei care se află la guvernare. În acel moment, dar eu vreau să las o rezervă de să las o rezervă de dubiu pentru buna credință și să zic că ok, nu neapărat a fost o mișcare politică, deși seamănă, pentru că s-a așteptat foarte mult și nu știu dacă au existat la moment niște informații suplimentare care ar fi declanșat necesitatea acestor acțiuni procesuale în trombă, cum le-am văzut, sau e vorba despre un gest de fidelitate sau de loialitate manifestat de procuratură. Vreau să cred că nu este așa, dar o să zic că nu este așa,
în momentul în care o să văd că nu după ce au trecut atâți ani, oricând ar fi început să facă asta procuratura, ar fi arătat suspicios. Exact. Domnul Gligor. Eu doar o secundă am vrut să spun, pentru că infracțiunea pentru care ei sunt cercetați este o infracțiune economică și care prevede o discrepanță foarte mare între veniturile care le ai și cheltuielile care le-ai avut într-o anumită perioadă. Adică știți, de atunci până obligatoriu, acum puteți să justifici averile. Dacă le cauți acum, retroactiv nu poți face lucrul ăsta. Dar întrebarea este altceva. De 5 ani spuneam, sunt infracțiuni cu caracter economic unde cifrele vorbesc. Și atunci când există o discrepanță foarte mare, atunci poți să ai o bănuială rezonabilă. Și eu bănuiesc că au stat anumite materiale la baza acestor acțiuni, pentru că dacă ele nu ar fi, ar fi chiar straniu. Când tu ai o discrepanță foarte mică sau ea nu există la genere, acel moment, atunci este vădit că este moment, un dosar cu sud cu ața. Dacă erau reținuți și depisteau discrepanța, înțeleg. Dar peste 5 ani poți ascunzi foarte multe venituri în acești 5 ani. Domnul Gligor, foarte scurtuț vă rog la acest subiect, pentru că vreau să mai discutăm un subiect, un caz grav care se întâmplă în raport cu presa din Republica Moldova, acțiunile ale justiției de a intimida jurnaliști. Dar pe subiectul ăsta. Apropo, nu e economic, dar de corupție. E de corupție? Eu cred că s-a mers pe îmbogățiri ilicite pentru că era cea mai simplă cale și probatoriu pe alte capete de acuzare nu prea este. În speranța că odată cu reținerea acestor persoane care au contribuit direct la uzurparea puterii în state către Vlad Plahotniuc și organizația lui criminală în perioada respectivă 2015, 16, 17, 18, 19, în speranța că aceste persoane vor face sub o anumită presiune depoziții și vor recunoaște cum au fost racolați majoritatea parlamentară, pentru că este cert că au făcut parte din acea majoritate care a fost creată prin metode de corupție, influență, șantaj, înțelegeri tine. Da. Și eu sunt relativ pesimist în raport cu aceste cauze, pentru că însă și faptul că au mers pe îmbogățire ilicită și nu au mers pe alte capete de acuzare pentru care ar trebui să răspundă toți acești oameni, apoi aceste persoane, foști deputați în Parlamentul Republicii Moldova, sunt acele capete sunt mult mai grave. Dar se pare că procuratura noastră nu are posibilitatea de a demonstra acele episoade. La general nu înțeleg ce se întâmplă cu dosarul uzurpării puterii în stat, în Republica Moldova. Suntem unicul stat în regiune într-un secol, în ultimul secol, care au ajuns cu toate cele trei puteri uzurpate în numele unei singure persoane în interes privat și nu s-a întâmplat nimic. Repet, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și felul în care abordează aceste subiecte, că avem zeci de deputați care au migrat dintr-o fracțiune în alta și e clar că au făcut-o sau pe bani sau pe anumite înțelegeri tenebre care i-au convins să facă aceste lucruri. Am văzut acțiuni, din păcate, numai adresa foștii deputați din fracțiunea Partidului Comunist, dar nu și ei alți. Și prin prisma îmbogățirii ilicite, repet, da. Un articol care nu are o istorie de succes în Republica Moldova, sunt vreo 52 de cauze sau 53-54 de cauze pe care doar două soldate cu amnere. Abia încep să apară aceste dosare pe îmbogățire ilicită, să vedem ce va fi mai departe. Eu tare sper că procurorii nu vor fi selectivi și nu vor alege să-i ancheteze penal doar pe cei care au migrat de la comuniști la democrați, că mai sunt și din alte partide care au migrat și față de care există suspiciuni de corupere politică. Vreau să trecem la următorul subiect. Recunosc că este un subiect care pe mine personal ca și jurnalist mă afectează foarte mult și poate afecta întreaga breaslă jurnalistică, iar prin consecință și opinia publică. Colegii noștri, colegile noastre de la Centrul de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac și Giulieta Savitsky, riscă să fie cercetate penal pentru faptul că au investigat, au făcut o investigație, evident, procesând, culegând date cu caracter personal despre un fost procuror și soția acestuia, fostul procuror Igor Popa. La solicitarea soților Popa a fost pornit un proces penal. Procurorul
a refuzat să pornească dosar penal pentru acțiunile jurnalistelor, dar pe data de 27 ianuarie anul ăsta, judecătoria Chișinău, sediul Ciocană, judecătorul Victor Rățoi, a anulat ordonanța procurorului și practic l-a obligat pe procuror să pornească un dosar penal în privința faptelor făcute de cele două jurnaliste. Cornelia Cozonac este cu noi în legătură prin telefon. Am să rog pe Cornelia să ne spună mai multe despre acest caz și ce se întâmplă de fapt. Cornelia, bună seara! Bună seara! Te ascultăm, Cornelia. Ce exact vi se întâmplă? Da, noi deja de 2 ani practic suntem supuși unei presiuni din partea soției acestui procuror, chiar înainte când am început să documentăm la această investigație și aveam supoziția că procurorul nu a declarat apartamentul într-un imobil de lux din centrul capitalului, din centrul capitalei. Când am început doar să documentăm și am accesat datele la cadastru, ne-am trezit cu plângeri la Centrul pentru Protecția Datelor Caracter Personal. Centrul a constatat, chiar dacă noi le-am explicat, a constatat că am încălcat legea, pentru că nu aveam publicat la acea etapă investigația. Ei nu au înțeles că un proces de documentare la o investigație jurnalistică durează mult mai mult și nu se termin cu materialul dat ce ai verificat sau a doua zi după ce ai verificat datele la cadastru. După ce am publicat investigația, ne-am trezit cu alte plângeri, inclusiv la Consiliul de Presă, deja plângeri penale la poliție, a fost acel proces penal care a durat un an de zile și care a finalizat în noiembrie anul trecut cu ordonanța de neîncepere a urmăririi penale. Și iată că acum ne trezim deja cu anularea acestei ordonanțe, declararea nulă a acestei ordonanțe și judecătorul în încheierea respectivă insistă pe urmărirea penală, insistă pe articolul 177 din Cod Penal. Care-i motivul? Cum justifică judecătorul că trebuie să fie pornit urmărirea penală? Judecătorul insistă să se verifice faptele conform articolului 177 din Cod Penal. Ce deci prevede? Eu nu știu ce prevede acest, dar este legat să zică juriștii. De accesarea datelor cu caracter personal. Am înțeles. Cornelia, spune-ne, te rog frumos, dar judecătorul ăsta care a emis această decizie, a fost și el vizat în investigațiile jurnalistice ale centrului? Se pare că a fost vizat în anumite materiale, dar mai puțin, însă noi am documentat în ultimele două zile și am constatat că el este într-o relație sau a fost într-o relație de subordonare cu procurorul Igor Popa. În aprilie 2009, el era într-o aceeași direcție cu Igor Popa și se pare că era spaternul lui. Ați aflat, ați încercat să cereți recuzarea acestui judecător în instanță? Noi nu am fost anunțați, noi n-am știut, noi n-am primit nici încheierea judecătorească. Noi am obținut-o neoficial deocamdată, dar am depus recurs împotriva acestei încheieri. Iar ați încălcat articolul 17. Am înțeles. Deci noi nu am fost anunțați. Am înțeles. Vreau să discutăm despre acest caz. Domn Grădinar, în primul rând am să mă adresez la dumneavoastră. În perioada guvernării PAS, așa o să interpreteze, jurnaliștii, iată, riscă să fie cercetați penal. Eu vreau să vă spun că exact 5 ani în urmă, în ianuarie 2017, un procuror exact așa încerca să-mi deschidă un dosar penal pentru exact același motiv de procesarea datelor cu caracter personal ale unui fost vicecomisar al capitalei. Și atunci presa s-a solidarizat, sper și acum se va întâmpla același lucru și nu au îndrăznit procurorii să meargă mai departe. Dar parcă timpurile s-au schimbat, dar totuși în continuare avem astfel de cazuri. Timpurile s-au schimbat, guvernanții s-au schimbat, încă sistemul încă nu. Urmează să schimbe și sistemul. Acum, dacă vorbim de o speță aparte, e foarte bine să vedem, desigur, cu dosarul, ca să te poți expune. Acum, în lipsa dosarului, este mai greu să te expui. Dar, într-un stat de drept, să intimidezi presa sau jurnaliștii de investigație, este inadmisibil, pur și simplu. Mai mult ca atât, atunci când un procuror refuză pornirea unei cauze și să insiști
trebuie să ai, eu nu știu ce bagaj de probe pentru ca să insiști pe pornirea acestui dosar penal, ori vorbim acum, nu o să mă refer la partea obiectivă a motivării, nu o să mă refer la partea obiectivă a decizii judecătorului, dar la partea subiectivă. Tu îl obligi pe un procuror să meargă împotriva voinței sale, să documenteze un caz, să meargă cu el în instanță, care tu știi, ad initio, că... Nu, procedural eu înțeleg, dar eu vorbesc subiectiv acum. Un procuror va merge în instanță împotriva voinței sale cu un dosar care știi că este lipsit de sens și de rezultat. Deci este greu de înțeles lucrul ăsta. Tind să cred că totuși sunt și anumite chestii subiective. Doamna Cozonac a vorbit mai devreme că poate ar fi fost corect în genere să fie recuzat acest judecător. Dar spuneam, nu vreau să mă expun atât timp cât n-am văzut dosarul, dar întotdeauna am spus și spun că ce orice... Atât timp cât n-am văzut dosarul? Nu, avem... Nu aveți voie să vedeți dosare. Dacă nu, jurnaliștii știu, vor arăta... Dar că poți să te expui mai obiectiv când vezi dosarul. Când dacă nu l-ai văzut dosarul, nu poți să spui că e corect sau e greșit. Atunci când vezi toate materialele dosarului, știi mai bine să te expui. Vom reveni. Orice, vor reveni orice... săptămâna viitoare la acest subiect și cu colegii din presă ca să discutăm, aș fi dorit mai mult să putem discuta despre asta. Demnul meu este către jurnaliști, către societate să se solidarizeze, pentru că cazurile astea, ele poate nu par foarte grave la prima vedere, dar sunt foarte grave, pentru că dacă se creează precedentele, Doamne ferește, riscă orice jurnalist din Republica Moldova să aibă dosar penal, pentru că da, noi procesăm date cu caracter personal în momentul în care facem știri, mai ales investigații jurnalistice. Cornelia, vă succes, noi vom reveni la subiectul, la cazul vostru, să discutăm despre ce se întâmplă și, evident, să facem tot posibil ca să nu existe abuzuri pe acest caz. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această seară, le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.